Noi am ales să facem această unire prin proiectele pe care le avem lansate și în derulare. Vorbesc de interconectarea sistemelor de gaze naturale, care deja a pornit acest proiect. Avem banii deja aprobați pentru interconexiunea a sistemelor pe energie electrică și îmi doresc foarte mult, domnule ambasador, să avem, de fapt, aceeași infrastructură de educație. Nu îmi doresc să văd diferențe între sistemele noastre educaționale. Simbolic, cei de la Banca Națională au avut grijă anul acesta să emită o monetă care este dedicată celor 100 de ani de la Unire și cred că simbolic vreau să vă îmânez acest cadou, domnule ambasador, cu toată recunoștința, respectul pentru lucrurile pe care îl face Guvernul României pentru Republica Moldova. Într-adevăr, anul acesta este un an important, este anul când aniversăm centenarul Marii Uniri, este un an în care avem cu toții obligația să ne gândim la istorie, avem cu toții obligația să venerăm memoria înaintașilor noștri, dar ce este cel mai important, avem cu toții obligația să ne gândim la viitor și să pregătim efectiv cum se cuvine viitorul nostru comun înăuntru Uniunii Europene.